Soarele are aproximativ 4,5 miliarde de ani și se așteaptă să mai ardă pe cerul Pământului pentru încă 5 miliarde de ani. După aceea, el se va extinde transformându-se într-o stea gigantă roșie, apoi se va micșora devenind o pitică albă, o stea pe moarte care se va răci în următoarele sute de milioane de ani. Desigur, noi nu vom mai exista atunci când evenimentul va avea loc, dar totuși îți poți imagina cum va fi să privești soarele cum explodează chiar în fața ochilor tăi. Din moment ce o explozie stelară se numește supernovă, un nume atât de spectaculos, cel mai probabil te aștepți ca explozia soarelui să fie cel mai magnific spectacol luminos pe care l-a văzut omenirea vreodată însă în realitate probabil că nu vei vedea nimic. Soarele se află la 150 de milioane de kilometri distanță față de pământ și durează 8 minute ca lumina emisă de el să ajungă la noi. În timp ce poate părea că se află la o distanță uriașă, în termenii unei supernove nu avem nicio șansă să supraviețuim exploziei soarelui. Pentru ca Pământul să fie la o distanță sigură de explozia unei stele, trebuie să ne aflăm la o distanță cuprinsă între 20 și 100 de ani lumină depărtare, în funcție de intensitatea evenimentului. Distanța dintre Pământ și Soare, însă, este cam atât. Vestea bună este că dacă Soarele va exploda mâine, unda de șoc rezultată nu ar fi destul de puternică ca să distrugă întreg Pământul. Doar fața planetei, îndreptată către Soare, va arde instantaneu jumătatea norocoasă va experimenta o creștere a temperaturii de până la 15 ori mai fierbinte decât temperatura curentă de la suprafața soarelui. A, ah, și era să uităm, întunericul etern va acapara întregul sistem solar. Fără masa soarelui care ne menține o orbită stabilă, pământul va pluti fără nicio traiectorie în neantul spațiului, în timp ce locuitorii care au supraviețuit vor încerca cu disperare să rămână în viață. Există o șansă dintr-un milion ca planeta noastră să orbiteze o nouă stea care să ne furnizeze aceeași cantitate de energie și căldură pe care ne oferă soarele nostru în prezent, însă atunci când asta se va întâmpla, noi vom fi morți de mult timp. Dacă am fi știut în avans ziua în care soarele va exploda, ne-am fi putut cumpăra o mie de ani cu condiția să avem la dispoziție resursele necesare supraviețuirii pentru un timp atât de îndelungat. Și de fapt, chiar am putea trăi fără ironie sub suprafața pe care circulăm noi acum, fiindcă acolo pământul are o temperatură constantă de aproximativ 21 de grade Celsius. Deci, dacă am avea suficient timp să ne pregătim înainte ca evenimentul catastrofal să aibă loc, civilizația noastră ar putea continua să trăiască, mutându-se în subteran, într-o rețea uriașă de buncăre fortificate. La doar o săptămână după explozie, temperatura de la suprafața pământului va scădea până la minus 23 de grade Celsius. La numai un an de la explozia soarelui, temperatura va deveni o povară greu de suportat, ajungând la minus 60 de grade. În acest punct, oceanele vor îngheța până la adâncimea maximă. În mai puțin de 1000 de ani, atmosfera Pământului va îngheța și se va prăbuși, lăsând tot ce a rămas la suprafața planetei să fie expuse radiațiilor cosmice și impactului cu meteoriții. Să sperăm totuși că la 1000 de ani de la explozia Soarelui deja avem o altă casă. Însă vestea bună este că, dacă soarele ar exploda ceea ce în cele din urmă se va întâmpla, evenimentul catastrofal nu se va petrece brusc. Atunci când soarele o să moară, va avea loc un proces lung, încet și intens, de-a lungul la zeci de milioane de ani. Steaua va deveni mai caldă și mai luminoasă și va începe să se extindă. În timpul acestui proces își va pierde straturile exterioare în cosmos, ceea ce va duce la crearea altor stele și planete în același mod în care explozia Big Bang-ului a dat naștere Pământului doar că la o scară mult mai mică. Cine știe, poate vor lua naștere noi forme de viață pe planetele formate în urma exploziei Soarelui. Vă puteți imagina un nou pământ, o nouă specie umanoidă, este greu să prezicem cum va arăta galaxia noastră peste câteva milioane de ani și este în special greu să ne imaginăm sistemul nostru solar fără soare care protejează și formează casa noastră. Însă, într-o zi, în viitorul foarte îndepărtat, soarele se va extinde, după care se va contracta lăsând loc poate unei noi stele care să ia locul. Însă, dacă printr-un miracol umanitatea încă va exista la 1000 de ani de la explozia soarelui, unde ar putea locui? Vă puteți imagina descendenții voștri se vor naște pe o stație spațială. Această poveste o vom dezbate într-un alt videoclip. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!